Facem anticipate? Da, e dorința noastră sinceră. Și eu sunt convins că vom face, doamna Joana. Domnul Alexandrescu, aș vrea această emisiune, această bucată de emisiune să o înregistrați și aș vrea în toamna viitoare să o redați. Adică aș vrea această porțiune să revină în atenția publicului în toamna viitoare ca să vedeți cât de serios sau neserios este PNL-ul. Doamna Joana, emisiunea asta se află din seara asta. Știu, dar aș vrea această porțiune anul viitor în toamnă, când ar trebui să fie alegeri parlamentare normale, la termen, aș vrea această porțiune de emisiune să o reluați, ca oamenii să vadă cât de neserios este PNL-ul. Pentru că vorbesc atât de mult de alegeri anticipate, iar eu vă garantez că PNL-ul nu va face alegeri anticipate, nu le va demara și nu au nici interes să facă lucrul acesta. Cum puteți să garantați, domnul? Exact din motivele pe care le-a spus. Pentru că până la urmă și președintele Iohannis, a spus acum câteva zile că nu este chiar întru totul în favoarea alegerilor anticipate, că nu găsește că este cea mai bună soluție. Ce întâlnire a avut proaspătul premierul Ludovic Orban la începutul săptămânii? Domnul Alexandrescu, atât v-am spus. Eu spun că PNL-ul în mod neserios folosește această temă publică, pentru că este o temă care place poporului român astăzi, a alegerilor anticipate, doar pentru a mai avea capital electoral. Aș mai mări capitalul electoral în perspectiva alegerilor locale.